41 de animale sălbatice de pe 3 continente pot fi văzute într-o expoziție deosebită la Muzeul Municipal Mediaș. Exponatele, realizate prin tehnica taxidermiei, provin din colecțiile particulare ale austriacului Helmut Reit și medieșanului Oliviu Aldea. Prădători de top, precum lei, leoparzi sau gheparzi, dar și urși, antilope, zebre, vulpi, crocodili și alte mamifere, toate în mărime naturală, sunt expuse la sediul Instituției de Cultură. Vernisajul expoziției Mamifere sălbatice de pe glob este programat joi după amiază de la ora 16. Joi 18 aprilie 2024, la ora 16, va avea loc la sediul Muzeului Municipal Mediaș vernisajul expoziției temporare de științe ale naturii Mamifere sălbatice de pe glob. Expoziția este organizată de către Primăria Municipiului Mediaș în colaborare cu SC Media Forest DCC SRL, Hunting Club Mediaș și Right Tier Preparator Austria. Turul acestei expoziții inedite îi va purta pe vizitatori printre specii rare de animale de pe continentele Asiei, Africii și Europei, având posibilitatea de a observa de aproape mamifere sălbatice, extrem de periculoase în mediul lor natural, precum leul, ursul sau crocodilul, dar și grația și frumusețea diferitelor specii de antilope și al erbivorelor specifice zonelor montane. În cadrul expoziției sunt incluse 41 de exponate din două colecții particulare ale austriacului Helmut Reit și medieșanului Oliviu Aldea, exponatele fiind realizate prin tehnica taxidermiei a naturalizării, o tehnică devenită tot mai rar cunoscută și practicată la nivel național. Expoziția va rămâne deschisă vizitatorilor până în data de 20 mai 2024, cu program de vizitare de luni până vineri, între orele 9 și 17.